Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-am regăsit la un nou episod din Free Fire cu noul caracter și, mai important de atât, cu jocul în 60 FPS, fraților! Înainte de orice, probabil vă întrebați de ce am cumpărat nou caracter, adică Caroline, pentru că am zis că nu am nevoie de el și că o să aștept să fie posibil să-l cumpăr cu bani din joc și să nu trebuiască să-l cumpăr cu bani reali. Ei bine, de asta! Pentru că nu l-am cumpărat, am primit un cadou de la Edward6996. Edward, mulțumesc foarte mult pentru cadou și înăuntru se afla Caroline. Apreciez foarte mult gestul. Nu era, adică caracterul ăsta nu-l vroiam, nu vroiam să-l cumpăr cu bani real, dar dacă-l primesc ca și cadou, dude, mulțumesc foarte, foarte mult. A fost așa prin, m-a luat prin surprindere pentru că nu mă așteptam la chestia asta și dacă tot îl avem, o să dăm și un meci cu el. Și am reușit să pun și jocul în 60 FPS. Și probabil ați zice, băi, dar de ce nu e 60 FPS? Că nu prea se vede a fi 60 FPS. Pentru că încă nu l-am pus, ok? Pentru că vreau să vedeți diferența. Am reușit să deblochez setarea asta, mai exact am făcut update la Nox. Nox este emulatorul pe care îl folosesc ca să joc Free Fire de pe PC. Și am reușit să găsesc un update anume care, pe care să meargă opțiunea asta și să meargă să-l și înregistrez. Teoretic ar trebui să meargă pe cea mai nouă versiune de Nox, doar că la mine nu merge să înregistrez cea mai, mă rog, complicații. Ideea e că avem High FPS, avem opțiunea asta, zice că, mă rog, chestii. Și uitați-vă, probabil o să vedeți diferența instant, până și în meniu se vede o diferență destul de gigantică între 30 FPS și 60 FPS. Se remarcă foarte bine și mă ajută și destul de mult în joc. Bine, o să trebuiască să mă obișnuiesc, deja o am de ceva timp și am dat destul de multe meciuri în 60 FPS, doar că încă nu m-am obișnuit complet cu ea. O să dăm un rush hour pentru că asta durează cel mai puțin și na. Am dat astăzi vreo 2 sau 3 meciuri, mi se pare că am dat 2 la ranked și pe unul am ieșit pe locul 2 și pe unul am ieșit pe locul 1. Și vreau să vă arăt cam cum se vede jocul ăsta 60 FPS și mă bucură maxim că am reușit să-l fac să meargă, pentru că v-am zis, aveam deja opțiunea asta de 60 FPS pe telefon și se vedea genial și am zis că trebuie să fac cumva să meargă și pe calculator, pentru că deja am, adică bineînțeles, calculatorul meu e mult mai puternic decât telefonul și ar fi trebuit să meargă. În schimb, s-au schimbat multe controle, pentru că, spre exemplu, când apăsam click dreapta ca să pot să mut mouse-ul pe ecran, venea mereu din punctul ăsta, cam din locșorul ăsta și din locul ăsta făceam doar mișcarea asta și puteam să lutez, da? Vedeți? Presupun că vedeți voi mouse-ul. Ei bine, acum nu mai e așa, pentru că dacă mut camera în stânga și apăs click dreapta ca să-mi apară mouse-ul, mouse-ul e prin alte direcții și trebuie să stau să mă uit pe unde este pe ecran. Ceea ce e puțin stresant, dar cred că o să mă obișnuiesc și cu chestia asta, adică dacă m-am obișnuit cu controlele super complicate pe care le are jocul ăsta pe PC, probabil o să mă obișnuiesc și cu chestia asta în timp. Altceva legat de update-ul de Halloween, v-am cam spus episodul trecut, cam tot ce s-a adăugat, de atunci nu prea mai sunt chestii noi, dar uitați-vă, până și în avion, peste tot se vede diferența între 30 și 60 FPS, presupun că știți cum erau videoclipurile înainte, se vede clar diferența, e mult mai smooth, mult mai bine și eu nici măcar nu știam că jocul e în 30 FPS, adică bine, nu dam seama că ceva nu e în regulă, dar n-am crezut că e chiar 30 FPS, dar se pare că era așa, zice că e mai ușor de țintit în 60 FPS, dar problema e că nu sunt constante, deși are toate resursele din lume, emulatorul ăsta îi dau absolut tot ce trebuie, nu ar fi problemă că nu ar avea, am uitat să o costumez, trebuia să și, mi-a dat crash. Da, ador versiunile astea noi de Nox, sunt geniale. Sau poate că problema e că de fapt nu am îmbrăcat-o pe Caroline. Sau poate că din cauza că nu am dezbrăcat-o, mai bine zis. Hai să mai încercăm încă o dată un rush hour și să sperăm că nu primim crash. Am uitat să vă vorbesc puțin despre caracterul ăsta, care e abilitatea ei mai exact. Când ai shotgun-ul echipat, mergi cu mi se pare că 3% mai rapid. Am vorbit puțin despre ea episodul trecut din Free Fire, când a apărut update-ul și când a apărut și caracterul, dar acum că l-am, din nou, nu e ceva ce... Nu prea folosesc eu shotgun-uri în general, deci de asta caracterul nu mi s-a părut foarte wow. Dar acum că o am, sincer, aș vrea să-i fac upgrade la abilitate și să o pun pe alte caractere pe care le folosesc. Ar fi destul de interesant pentru că avem 2 sloturi de abilitate. Și o altă chestie pe care mi-a zis-o voi, dar nu am remarcat-o, acum s-a schimbat prețul, n-am înțeles exact dacă s-a mărit prețul. Ok, avem și un shotgun, let's go. Nu știu dacă s-a mărit sau a scăzut prețul de la al doilea slot pentru abilitate, dar ideea e că s-a modificat ceva. Ok, da, și altă chestie care îmi place legat de Halloween, pe picior acolo mereu exista un săculeț cu, bine, un săculeț în care puteai să ții chestii, acum este un pumpkin, după cum vedeți. E a nice touch, ce pot să zic, adică nu e ceva ce lipsea jocului, dar e drăguț că au adăugat chestia asta. Ok, pune și foregrip, ok, avem full atașamente, dar totuși suntem cu un FAMAS, nu prea îmi place FAMAS-ul. Și sunt curios dacă se vede diferența de... E interesant, caracterul ăsta ar putea fi destul de tactic dacă stai să te gândești, pentru că de obicei când ești cu un shotgun, ieși cu el direct pe inamic. Cel mai bun, shotgun-ul mi se pare cel mai bun în,
în late game, la finalul meciului, atunci devine foarte, foarte bun shotgun-ul, pentru că zona e foarte mică și efectiv ieși cu shotgun-ul și te duci peste inamic, dar mamă, uitați-vă cât de bine arată 60 FPS, pe bune, sunt mișcat, efectiv, cât de bine poate să arate jocul ăsta 60 FPS. Dar ideea e că e destul de tactică abilitatea asta, adică poți să văd multe situații în care ai putea să te folosești de abilitate. Pare că laghează un pic, adică nu știu, ținta se mișcă mult mai ciudat în 60 FPS. Poate trebuie să refac setările și din nou trebuie să mă obișnuiesc cu o grămadă de setări noi, pentru că nu e cum era înainte, s-au schimbat destul de multe. Și ținta are destul de mult de suferit, are cel mai mult de suferit la treaba asta. Zice că e mai ușor, dar probabil că e mai ușor, nu știu, teoretic ar trebui să fie, dar practic trebuie să mă obișnuiesc cu nou sistem de țintire. În 60 FPS e cu totul diferit, pur și simplu ar trebui să încercați și voi și vă recomand, dacă telefoanele voastre sunt destul de puternice cât să ducă chestia asta, pentru că aparent îți trebuie un telefon cât de cât decent, nu îți trebuie, nu știu, cel mai puternic telefon de pe piață, dar îți trebuie totuși un telefon cât de cât ok, cât de cât decent. Ok, avem și groza, let's go. Pentru că nu, chiar nu-mi place famasul de nicio culoare. Mamă, și nu mai pot să iau, stai puțin, hai să mai aruncăm 4 glanțe de astea. Și tot nu pot să iau, ia așa. Bun, hai să avem totuși, să avem cu ce să încărcăm măcar o dată. Îmi trebuie totuși un backpack, asta e ce îmi trebuie cu adevărat. Iau și medikit-ul, dar un backpack, serios, în tot factory-ul ăsta nu, niciun backpack. Păi după ce golesc un încărcător, ok, avem și o bomboană, nu mi-am colectat bomboanele pe ziua de astăzi, mi se pare că am luat una singură în două meciuri destul de lungi, o singură bomboană, dar nu contează, sigur reușim să facem rost de bomboanele alea și la un moment dat o să vină o perioadă în care o să poți să primești 10 bombo... nu, 100 de bomboane pe zi practic, sau cum ar veni. Fiecare bomboană pe care o găsești în joc valorează câte 10 bomboane. N-am înțeles exact cum funcționează, dar o să vină o zi de asta în care o să valoreze foarte mult. Îl văd pe ăla cu motoreta, dar n-am destule... De fapt, stai că acum am backpack, dar tot n-am gloanțe încât să mă joc așa cu ele. Aș fi putut să încep să trag după el, dar cel mai probabil ar fi fugit. Ok, fiți atenți că îl prindem pe ăsta. Îl prindem când o să fugă de zonă. Doar să nu mă calce, e tot ce-mi doresc. Da, v-am zis că trebuie să mă obișnuiesc, o să dureze puțin până mă obișnuiesc cu țintitul în 60 FPS. Dar o facem și pe asta, nu e problemă. Ok, sunt mai rapid decât zona. Poate nu trebuia să trag pentru că cel mai probabil o să se dea jos și o să tragă după mine. Oh, nu. Ba da. Așa, nu trage. Te rog, nu trage. Ce face, se duce în turn? Nu știu ce a luat de pe jos. A, s-a oprit ca să ia ceva de pe jos, nu ca să tragă după mine. Așa. Ok, s-a dat jos ca să-și dea bandaje. Ăsta e momentul. Ok, hai să ne folosim și de abilitatea lui Caroline. Mai exact, hai să sărim pe el cu shotgun-ul. Nu mă vede. Interesant. Ok. Nu știu ce a fost asta. Avea și groza, avea mai multe chestii. Gloanțe îmi trebuie. Mamă, dar cât de aproape am putut să mă duc de el. E șocant. Ok, am 4x, parcă. Hai, come on. Am și foregrip, level 3. Nice. Ok, cineva deja trăgea în el. Hai să luăm ciuperca. De fapt, mai bine mi-aș da un bandaj. Ah, shit. E ciudat cu săgețica asta. Vedeți că mă mișc mult mai greu. Pentru că nu sunt, v-am zis, când apăs click dreapta ca să pot să am mouse-ul pe ecran, venea mereu din același loc, dar acum nu se mai întâmplă chestia asta și e destul de aiurea. Hai să dăm, nici nu știu, nu dăm un medikit, așteptăm să intre stamina aia în locul vieții. Toată lumea îmi dă like, probabil pentru costum și pentru caracter. Și eu aș da like. Dați like, băieții. Băieții, că fetele nu cred că o să dea like. Ok, și hai să fugim în zonă. Mai sunt încă... Ei, unde, what? Am înțeles. Ce, nu spune că l-a omorât? Nu cred că l-a omorât. Mergem noi după el. Aha. Hai, come on, dude. Nice. Avem ceva de luat de la el? Nu știu, nu mă mai interesează. Hai în zonă. Hai în zonă, că asta dă urât. Zona asta dă super, super urât. Nu știu după cine trăgea și nici nu mă interesează. Ok, hai în zonă. Mai sunt eu și cu încă 3 în viață. Sunt o țintă sigură la cum arată, adică și eu aș trage după mine. Hopa, e unul în dreapta. Fugea odată cu mine. Trebuie să ne luăm cumva cover. Ideea e că nu poate să-mi vină nimeni din spate. Așa că... Arș, mă așteptam la asta, mă așteptam la... Ai. Da. N-a fost tocmai ok. Mai are rost să ne uităm? Hai să vedem ce se întâmplă totuși. Mai sunt... Care bate dintre ăștia?
Sper să câștige ăla care... ăsta la altul. A, bine, că man. Ok, 1v1. 1v1 și acum și a cap. De obicei când e 1v1 și stai să dai bandaj așa în câmp deschis, adică nu e tocmai câmp deschis, dar poate să-și ia din multe locuri. De ce toată lumea are vampiric? Nu înțeleg. Toată lumea are lootbox vampiric. Parcă așa se numește. Vampire sau vampiric sau ceva de genul ăsta. Ideea e că toată lumea are același lootbox, nu înțeleg de ce. Și mă bucur că am reușit să fac... Am și misiunea? What? Pe bune și n-are nici foregrip pe armă. Sau cel puțin așa pare. Și avea M249. Ok, am primit și un candy și chestii. Da, ăsta a fost meciul. Destul de rapid. Pare rău că n-am câștigat. N-am mai câștigat de pe video de două videouri încoace și de obicei câștig. Deci până să filmez încep să câștig câștig o grămadă și când încep să filmez, na. Mă rog, se întâmplă chestii de genul ăsta. Da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Eduard, mulțumesc încă o dată pentru Caroline. Apreciez, chiar apreciez. A venit, a fost așa out of nowhere, adică nici nu țineam neapărat să am caracterul ăsta, nici nu îl vroiam, dar pentru că a venit, mă bucură foarte tare. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am avut de zis. Eu am fost Racu și până la viitoare. Peace. That I'm gonna run it, keep it at 100 till we end up on the summit. Feeling in my stomach 'cause I'm getting heavy from it, just because I need it.